În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 318 din 22.12.2022, am fost invitat să participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local, ce are loc în sala de ședință a Consiliului Local. Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare și a regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare și a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2023-2024, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Pagugeta, domiciliată în Comuna Sândulen-Sasândulen, județul Bacău, pentru operație de cataractă, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău-Adiz pentru anul 2022, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adiz, inițiator primarul comunei. Și punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ulmus Montana pentru anii 2021-2022. Inițiator primarul comunei. Punctul numărul 8. Diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Înainte de a începe, supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Începem cu punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Domnul. Bună ziua și bine ați venit la ultima ședință anul calendaristic 2022. Înainte de a prezenta primul punct pe ordine de zi, țin să vă mulțumesc foarte mult pentru participarea noastră la ședințele Consiliului Local. Țin să mulțumesc Televiziunii Exclusiv TV pentru prestanță, pentru întotdeauna când am avut nevoie, au venit și au filmat anumite evenimente ca s-au desfășurat la nivelul comunei. Mulțumesc tuturor consilierilor locali, mulțumesc tuturor pentru că ați venit la primărie și ați aprobat cele mai importante proiecte. Comuna Sândulen are foarte multe proiecte și mulțumesc pentru că ați dat dovadă întotdeauna de promptitudine în prezența dumneavoastră. Cei care au stat mai prost cu prezența, nu este ok din punct de vedere al dezvoltării economice al Comunei Sândulen, pentru că și dumneavoastră care s-ați fost mereu prezenți și n-ați fi venit să aprobăm acele documente necesare de pune pe diferite programe de finanțare, n-am fi putut prinde acele finanțări. Mulțumesc doamnelor! Avem și noi două doamne în Consiliul Local. Mulțumesc foarte frumos, pentru că, din câte știu eu, n-au uisit niciodată. Și mulțumesc frumos pentru prezență. Începem cu primul punct al ordinii. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor. Taxele, impozitele și taxele vor rămâne la nivelul anului 2022, indexate conform legislației în vigoare cu 5,1%. Conform rate de inflație. Uitați-am aici, Ministerul Dezvoltării este prevăzută de codul fiscal 5,1%. Deci, prin lege, avem obligația să mărim taxele și impozite conform rate de inflație. Noi putem să mărim aceste taxe și impozite până la 25% sau la 50%, nu mai rețin. Dar noi nu mărim decât conform legislației în vigoare. Adică cu INS, cu indicele preț-consum dat de Institutul Național de Statistică, care este 5,1%. Uitați-vă, 5,1%. Adică nu păstăm decât, respectăm doar legislația în vigoare. Cine este pentru?
Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare și a regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici. Punctul 2, taxele speciale de salubrizare vor rămâne la nivelul anului 2022 cu specificația cu precizare că ele nu vor fi indexate cu 5,1%. Ele vor rămâne la nivelul anului 2022 deoarece este o taxă specială și taxele speciale nu trebuie indexate cu rata inflației de 5,1%. Cu toate că ea ar fi trebuit modificată, că se schimbă un anumit algoritm de calcul, dar rămâne în același nivel. Bine. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2023-2024. Ce înseamnă rețea școlară unităților de învățământ? Unitățile care funcționează la nivelul localității, adică unitățile cu personalitate juridică și unitățile subordonate unității cu personalitate juridică. Unitatea cu personalitate juridică este școala gimnazială numărul 1 Sândureni, iar unitățile subordonate sunt școala gimnazială Comand, școala gimnazială numărul 1 Verșești, grădinița cu program normal Verșești, grădinița cu program normal numărul 1, asta e denumirea Sândureni, și grădinița cu program normal Coma. Cu toate că unele unități, o să mă puneți întrebarea, ele funcționează aceeași unitate școlară, respectiv grădinițele, dar ele sunt unități care rețele școlare. Pentru a fi aprobate de Consiliul Local, am primit avizul Inspectoratul Școlar, rămânând în sarcea noastră să aprobăm aceste rețele de unități școlare de învățământ. Da, cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Pavu Geta, domiciliat în Sândulen, sat Sândulen, județul Bacău, pentru operație de cataractă. E o situație puțin, să zicem, nu atipică, puțin așa umană. Soțul doamnei Pavu Geta de pe Oșa Avram a venit cu o scrisoare medicală de la doamna doctor Irimia, dacă rețin eu bine, de la doctor oftalmolog din cadrul spitalului municipal Onești, că ambele ochi sunt afectați de cataractă și necesită operație. O operație, una este subvenționată de către Casa de Asigurări, operația, prima operație este subvenționată de Casa de Asigurări prin policlinică, iar cristalul primei operații costă 1800 de lei. Având în vedere necesitatea efectuării acestei operații, doamna doctor Călțaru, nu a vorbit cu dumneavoastră, dar se dea Dumnezeu sănătate, o femeie deosebită, mi-a spus domn primar, trebuie să facă, să așteptăm 4-5 luni de zile. Și a spus, doamnă, nu mai vede femeia, nu putem aștepta 4-5 luni de zile. Cumpărăm noi un cristal, vă rog să efectuați operația. Se dea Dumnezeu sănătate, am fost miercuri, ieri a fost operația, azi am dus-o la vede cu ochiul. Adică pentru noi, ca și un caz unitar și chiar mă bucur că vine. Și vreau să vă spun ceva, să nu credeți că toate aceste lucruri pe care le fac să ajut oamenii sunt din punct de vedere politic. Acest domn Pagu, domnul Daniel știe, niciunul din familia lui nu a votat și nu a avut importanță. Este vorba de sănătatea omului, de vederea unui om. Și vreau să vă spun, mama mea a fost operată la ambii ochi de cataractă și cunosc fenomenul suferinței mamei. Fiind operată la 30 de grade vara, nu putea să iese și a pus ochelari de soare, deci pentru dumneai este benefică operația, având în vedere și temperatura. Deci, supun spre aprobare 1800 de lei pentru cristal. Aici țin să mulțumesc și polițistul local, domnul Costela Sănoaie, că s-a implicat, s-a dus dimineața, a adus-o, a avut grijă de ea, adică toată iar o situație umanitară și mulțumesc frumos domnului polițist Astănoare. Deci, încă o dată, nu este o chestie politică, pagu și nu am nevoie să mă voteze niciodată, pur și simplu am făcut-o din punct de vedere uman și sufletesc. Dacă, întâmplător, nu am fi avut bani, dumneavoastră știți, pentru anumite situații de urgență, sunt sume aprobate prin Consiliul Local. Întâmplător am avut aceste sume.
de 2700 lei, din care 800 s-a dus către mare Sorin care a murit, ajutor de mormântare, și au rămas 1800 de lei, 2700, întâmplător. Dacă n-ar fi fost aceste sume, cu siguranță am fi găsit de la mine, de la domnul secretar, de la oricine, și am fi achitat această sumă de 1800 de lei pentru cristal. Acum dumneavoastră, dacă vreți să aprobați acea 1800 de lei, dacă nu, vedem. Cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ADIS pentru anul 2022. După cum știți, în fiecare an aprobăm cotizația aferentă unui an. Pentru anul acesta a fost o cotizație de 5.000, 2022 sau pentru anul 2022. Înseamnă că noi nu am plătit, nu am achitat, am rămas în urmă. Spre rușinea noastră, dar nu cred că a fost atât de important, pe lângă alte lucruri mai importante. Deci taxa pentru anul 2022 este 5.000, dar nu puteam efectua plata pentru acești 5.000, având în vedere că nu avem hotărâri de Consiliu Local. Da. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB. Aceeași situație ca la ADIS. ADIB-ul, nu știu dacă știți ce înseamnă ADIB-ul, ce înseamnă ADIS-ul, ADIS-ul, cu toate știți. ADIB-ul este cu apa, ca să știți, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. E cu apa, celălalt cu S, specifiază S. ADIS-B. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău. Deci este 1.000 de lei. 1.000 de lei. 1.000 de lei. Domnul secretar, am văzut. Cine este pentru? Numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ulmus Montana pentru anii 2021-2022. Știu că pe 2018, 2019, 2020 a fost 10.000. Văd că domnul secretar a scris 2021, înseamnă că a rămas aceeași 10.000 de lei. Acum, e bine, nu e bine, e bine, având în vedere că acest grup de acțiune locală, Ulmus, ne-a dat anumite avantaje, adică nu ar fi ok să ieșim în acest grup, având în vedere că și acum o să ni se aloce 40.000 de euro și o să vă povestesc la sfârșit despre ce este vorba. Adică 40.000 de euro înseamnă 5 milioane, noi am achitat 500 de milioane, dar am avut mai multe achiziții prin acest grup de acțiune, inclusiv Burdo, inclusiv mașina mare. Adică știți cum este, ei trebuie să existe, e un consultant, e cineva care se ocupă și atunci fiecare primăria vine cu anumite subvenții de finanțare a acelui grup de acțiune locală. Da. Cine este pentru? La diverse scrie la cuvânt. Ceriți neantoare. N-am dreptul? Da. Sau are toată lumea dreptul să vorbească, numai eu. Dar râs că numai eu vorbesc. Nu, spuneți-te bani. Domnul primar, eu în legătură cu tradițiile, cu domnul George Cojocărescu. O vorbit urât cu mine, foarte urât. Mi-a nu-mi place verbalul lui ca prezentator să vină în comună și să vorbească cu lumea așa. Am pierdut prima dată, să vă zic, când am venit. Am venit cu capra când am venit, când se face corba la deal, o ieși și stai așa. Opriți muzica, lăsați așa. Nu început să festivitatea, nu nimic, era 2:10. O zis, ce înseamnă aici, ca la ușa cortului? Eu zic, așa e tradiția, așa vine toată lumea de la Veșești, care vine cu urșe, tot la fel, cu gălăgii. Nu, stai așa. După aia am trecut la deal, că nu, treceți pe aici. A început să se pie după noi. Da, dacă el a fost organizator și era poliția locală de aici, de la primărie, putea să zică, băi, intrați pe aici, vorbește frumos. A doua la mână, când am urcat pe scenă cu copiii, mi-au căzut cheia din buzunar, de la mașină. O găsit un măscar și nu știa cui. Și eu dat lui să anunțe. Când
O ridicat-o sus, eu a recunoscut cheia, cum să nu cunosc cheia de la mașină. El îmi zice, să duci măscată, zic, du-te zi și să dă înapoi. Să duci și dă înapoi, dar ce, vrei să iei 1000 de euro pe ea? Bine, că asta era o glumă. Și după aia eu am zis, dă cu ea mea, era mai încolo. Și zice, uite, în Nătărău, s-o găsit acu-i cheia. Așa se vorbește, în Nătărău. Că era meu, că era, așa se vorbește, în Nătărău. Dacă vă uitați pe filmare, se vede. El l-a anunțat, că am auzit și eu când cu cheia, cu găsi cheie. Păi da, o anunțat și atunci am văzut. Eu am auzit că nu o anunțat, cu jucării, cu găsi cheie și asta. Da, și eu am ridicat, adică l-am trimis pe ăla că am văzut pe cheia mea, are cunoscut. Nu știu, lui, eu zic, poate. Eu asta vreau să zic că m-a făcut notă rău. Altă problemă la fată, cu costumul, s-o lua de costumul ei, că e costumul meu. Dacă eu vreau să mă îmbrac în ăsta, mă îmbrac în ăsta. Fata avea și alte costume acasă, dar i-a plăcut. Că au zis, nu contează, mulți au zis, dar și fata nu mai are costume, că o cunoștea. O zis, ce treabă are cu hainele ei? Nu e frumos. Și a doua, cu suma de bani, toți care m-am întâlnit de aici, din jur, toți au zis că e puțin. Foarte puțin. Așa mai degrabă organizăm, că dacă îi dați și obiceiuri, de aici din comună, nu aduceți urși de acolo, dați atât, aduceți picutare, dați atât. Așa mi-au zis și care și de la Coma și de la Veșești. Și mai un lucru, aia nu mi-a plăcut mie, cum îi zice, de la Veșești. A fost primul ăla cu mormântarea. Îmi place ce au făcut, ce au făcut, dar nu un jurături pe scenă. O jurat după aia cu cadelnița, cu preot. O, de Daniel, e frumos să fac așa ceva? Nu, Daniel e aici și el e acolo la biserică. Nu se înjură, nu se face cu cadelnița, am înțeles. Nu poți să-i pui înainte. Nu e frumos să înjuri, hai că să înjuri acolo pe cer. Asta e deja problemă. Cheia și cu aia, eu îmi cer scuze în numele domnului Coșotărescu, nu avea dreptul să vorbească în atărău la... Păi nu, Tomas. Nu, mi-a dat și îmi cer scuze în numele lui, pentru că a fost organizator și îmi cer scuze față de dumneavoastră pentru incidentul respectiv. În legătură cu stomul, nu avea dreptul dumnealui să spune de costumul. Fiecare se îmbracă cu ce are, cu ce are, cu ce vrea, este ok. Aici, fac doar o precizare și nu mi se pare corect să veniți să vă băgați copilul fără să-l anunțați înainte, când eu am anunțat atât de mult acest organizator. Deci eu îmi cer scuze că v-am spus, pe mine m-a învățat domnul Lungu Marian, care este organizator și mi-a spus, domn primar, am avut și eu odată pe fata lui Cristi Harabagiu și mi-a zis, domn primar, nu-mi deranja organizarea. Eu dacă pierd 15-20 de minute, înseamnă că îmi depășesc, eu am o toleranță, nu știu câte minute. Adică dumneavoastră putea să-mi spuneți dinainte, și mie mi-a venit nepoțelul, dumneavoastră spuneați, domn primar, vreau și fata mea, nu era nicio problemă, probabil, ca și organizator, s-a supărat că îi se dă peste cap puțin nu aia. Eu îmi cer, scuze și asta, dar și dumneavoastră trebuia să țineți cont de asta. În legătură cu banii, sunt niște tradiții. Nu venim la Sândureni să prezentăm datinile și obiceiurile doar pentru bani. Vrem să ducem mai departe acele date și obiceiuri. Să vă dau un exemplu. Pentru mine, poate greșesc, poate nu. Poate așa este în sufletul meu și nu știu dacă sunteți în sentimentul meu. Cel mai bun din toți mi-a plăcut, ușii de la Com. Cu toate cu ușii de la Dofteanu au fost mai frumoși, au cântat, au vorbit. Mie mai mult mi-a plăcut ușii de la Com. Așa, poate așa am crezut eu. Și am zis, mă băieți, nu vă supărați, am 4.000 de lei, sunteți 4 capri, vă dau câte 1.000 de lei. Știți, mi-a spus copiii aia, domnul primar, dar noi nu am venit pentru bani. Atât, dacă îmi spuneați mai de mult, puneam sume mai mari. A treia lucru, al patrulea lucru pe care vă spun, nu știu dacă am fi avut în bugetul local, am avut decât 44.000, dintre care 10.000 s-au dus pentru Duciu, 34 pe organizare. Nu aveam de unde să scot alți bani. Nu aveam de iluzorare. Eu știu cât ar fi trebuit mai mult, dar rețineți un aspect, doar dumneavoastră veniți și domnul și domnul, că dacă nu vinea domnul, dacă nu vinea ăla, nu vinea ăla, eu pentru mine, ca și organizator, noi, Consiliul Local, ne-ar fi părut rău. V-am rugat să veniți? Da. Adică eu acolo și eu aș fi băut seara un par de vin. Dar mi-era teamă de poliție. Ducem datinile și obiceiuri mai departe, dar nu în interesul nostru personal.
Rețineți ce vă spun eu. Nu interesul nostru personal. Veniți copiii doar de dragostea copilului să simtă că se urcă pe scenă. Pentru mine, fata dumneavoastră a cântat nu frumos, extraordinar de frumos și am auzit melodia aia în biserică. Și mi-a plăcut. Sincer să fiu. Mie mi-a plăcut. De butui mi-a plăcut. Adică, iar la Verșești, vedeți dumneavoastră în viață, totul se întoarce. Aveți dreptate cu Verșești, dar sunt date, țineți minte când vedeți un film, aceste date sunt, cum numesc, personaje fictive, nepreluate. Deci, pur și simplu, și-a făcut un rol capra de la Verșești. Așa cum dumneavoastră, acum 8 ani, v-ați făcut un rol în fața Bisericii Catolice. Când l-ați jignit pe primar Pinuret. Și eu nu m-am supărat. Cum? Pinuretul făcut la biserică, ați adus un afăr la adresa primarului. Când ați urat-o la biserică, o șapte ori. Și eu nu m-am supărat. N-am ba da, dumneavoastră cu Alina. Cum să nu? Și eu nu m-am supărat. Rugătură. Și eu nu m-am supărat. Așa și dumneavoastră, nu aveți dreptul să vă supărați pentru niște copii care probabil o fi greșit. Dar asta este imaginea satului Verșești. Adică... Nu erau copii. Nu știu. Mă scuzați să vă întrerup, dar nu erau copii. Erau adulți, erau oameni bătrâni. Până că... Și ce dacă... Să vedeți ce frumos fac cei de la Verșești în fundul satului. Da. Adică, așa cum dumneavoastră mi-ați adus... Pentru ei vii în fundul satului, da. Acolo. Așa cum dumneavoastră, prin uretul ăla, l-ați jignit foarte tare pe primar, primarul nu s-a supărat. Așa nici dumneavoastră a adus un afort la dreta dumneavoastră. Noi nu v-am înjurat. Domne, v-a jignit cu ceva? Ce ne? Verșeștiul? Nu, n-am nimic cu ei, nu m-o jignit. M-o jignit că m-o sub... O jurat de Dumnezeu. O jurat de Dumnezeu pe scenă. Eu asta m-o jignit, nu altceva. O jurat de Dumnezeu, nu că o făcut ei ce-o făcut acolo spectacol. Am văzut că s-a dus la domnul George și a zis și domnul George nu a comentat și a lăsat-o să... Eu nu am fost, pe mine de-aia mă jignești. Dacă a fost și o cântat fata, de asta să facem comună. Că să cântăm comună, nu pentru comună. Mi-am sunat Ferdeș, dar nu știam, care? Mielu Ferdeș? Nu, cealaltă Fănică. Fata lui Fănică, Amalia. Mie nu mi-a vorbit cu așa căiți cu dinivă, nici de fata ta, nici de fata. Nici eu n-am nimic. El a decis, el a decis. Dacă ați văzut, eu stăteam la spate. Nu voiam să mă implic în nimic. Nu voiam să creez discuții. Domnul Silvestru, am văzut că n-ați fost la dat nici o liceu. Nu am avut nici probleme. Domnul Silvestru. Și în primul rând nici n-am avut cu ce veni. N-am găsit mașina. Domnul Silvestru, dar sunteți profesor de religie și prin profesia pe care noastră trebuie să-i ajutați pe ce? Trebuia să-i implicați, să-i ajutați pe tine. Deci de asta e un profesor de religie. Un profesor de matematică este spaima. Stăteam de vorbă chiar acum cu un profesor și ziceam așa, că este profesor de 10, de 9 cu Isachi, cu soțul doamnei Maleată, da? El e profesor 9-12 și eu sunt de 5-8 și stăteam. Zic, băi, eu duc un copil de 5-8 la nota 9 când vreau, dacă are cap, îl duc când vreau eu. Da? Dar nu pot să duc pe ăla de la 9 la 12, casele a 9 așa, 12, eu nu pot să-l duc ati. Și îmi spune, nici eu nu pot să-i pui pe general. Că am mutat cu fetele mele, care erau fete gen, de la o școală, unde era un profesor de liceu și mi-am dat seama că un profesor de liceu niciodată nu va transmis acel mesaj către copii să recepționeze mesaj, așa cum transmite un profesor de general. Niciodată! Deci eu nu am să fiu profesor bun de liceu niciodată, dar general sunt bun. Pentru că știu să trasim mesajul. Așa e el, cum a zis așa, e, așa și dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să vă implicați în toate activitățile astea. Asta este domeniul dumneavoastră. Se pun și mesaj. Da, haideți să vă spun, copiii de la Coman, m-am dus la ei și am dat noroc cu fiecare, bă, mi-a plăcut. Mi-a plăcut, a fost sufletul meu. Așa și dumneavoastră, implicați-vă, că aici nu este vorba de politică. Nu toți copiii aia o să mă voteze. Nu! O să voteze și dumneavoastră, nu toți. Dar respectul fatei față de date, față de obicei. Adică știți că n-aveam bani.
Și totuși a fost cescut acest obicei. Implicați-vă mai mult în aceste date și obicei. Da, da, cum o fost la WC, stai, la stupul... O vă spun anul trecut. Stai, dar două secunde vorbesc, eu și după aia. La stupul cu muzica, o fost cum a fost copii cu cântat, dar aia de la WC, o cântat, o plătit câte 200 de muzică, o fost 4-600 de lei de la muzică. Aia e problema. O fost puțin. O fost puțin pentru ei. Ei au fost și mulți și o plătim muzica. Da, mă, dar tu n-ai înțeles. Da, problema, păi datele, le trebuie transmise mai departe. Păi le ieși și bani pentru muzică. Știți câți bani au ieșit? Ce-au zis copiii de acolo? Dar tu mai să știți câți bani au făcut copiii aia? Mulți copii de acolo. Și eu știu ce-au zis copiii. Vreau să știți câți bani au făcut copiii aia. Haideți să vă spun, dacă tot îmi dați niște amănunte pe care nu știți. Știți câți bani au fost copiii? N-a fost casă în Belșești să nu-i primească. Spuneți domnul George, la anul trecut. Deci fiind după pandemie, nu a fost casă să nu primească. Nimeni nu a dat mai puțin de 50 de lei. Gândiți-vă la 30 de case sau 250 de lei. 8 milioane, 800 și... Exact. Și a plătit și 65 de milioane muzica. Copiii aia se duc pe dos. Și eu am fost cu capra. Două zile n-am putut să vorbesc. Mă duceam cu capra și eu în casa 10. Eu nu pot zic că n-am luat. Nici nu vinea la... Dar eu pe ce nu mă duceam? Eu dacă făceam 10 lei acolo, pe timpul ce au luat, eu l-am întâlnit. Să fim bucuroși că am avut bani și am putut să facem. Am vrut să fac o prezentare, n-am mai fost de mult, dar când tradițiile astea de mult n-au mai fost așa și așa cete câte au fost în Sanurei. Da, au fost aia de la Toma, nu știu. Avem cete ca să facem după noi plan local. Exact. Exact, a fost atât de frumos, mie mi s-a părut cel mai frumos din toate. Știi ce mai, dacă vrei să ne mărim, dau niște anunțuri. Și aduc, și pe aia de la Său, și pe aia de la Ră, și pe aia, și îi dau 50, 30, 50 de ani, și vin face un spectacol de datin, cum să facem acum Mărești? Oia că la o mică măsură, așa, dar ați înțeles ce zic. Mă scuzați că vă întreb, dar cum se duceau înainte la Bacău, plăteau autocar, plăteau aia da. Și tot 10 milioane de lei le-au dat. Se ducea, nu știu. Păi da, nu ieșeau, cu 20 de lei le rămânea de persoană. Atunci ce să mă zic? Da, dar nu te duce pe mine. Eu nu vreau să supăr pe nimeni. Nu vreau să supăr pe mine, dar întotdeauna, vă dau cuvântul meu, dau cuvântul, tot ce face un primar PSD-ist, pentru cei peneriști, nu e bun. Dar n-a zis că nu e frumos, doamne. Haideți să vă spun, chiar și acum, dom'le, se fac autostrăzi, A7, A27, A50, aia. Dom'le, cine le face? Cointa PSD-ul. Țineți minte aici, ați fost 2 ani cu USR-ul, n-ați făcut nimic, nici măcar. Acum au început să se miște lucrurile în țara asta. Da, să vedeți, la un moment dat o să blochezi, iar. De ce să blochează? Nu știu, că nu pot eu să spun de ce. Țineți minte aici că suntem români, trebuie să fim români. Mi-a plăcut un europarlamentar de la PNR. Mi-a plăcut de la Aleș Bogdan, când a luat cuvântul un parlament și penerist. Da? Țineți mă demnitatea dumneavoastră, deci fiți mulțumit că se face în comun. Da, deci se continuă. Așa, dacă eu totul personal, eu am spus astăzi la oameni, că au fost 100 de oameni, indiferent ce să credeți voi peneriști, țineți minte cum v-am spus aia. Apa în Sandueni iese de Cropotarul Petrea, canalizarea de Cropotarul Petrea, gazele vor fi din Cropotarul Petrea, toate școlile din Cropotarul Petrea și toate drumurile vor fi din Cropotarul Petrea. Ce mai vrei de la Cropotarul Petrea? Cu toate că mi se spune ungurul. Cu toate că cele mai multe voturi nu le-am primit de la catolici, oameni buni, le-am primit de la ortodoxi. Țineți minte aici ce vă spun eu, ortodoxi m-au scos primar. Pe mine. Nu catolicii noștri. Mi se gătește pe alea. Și dau un exemplu. În Verșești am luat 425 de voturi. Prima dată, voi prima dată. Dintre care catolici au fost 80. Restul de 350 ortodoxi. În Sândorene am luat cât? 550 de voturi. 50 catolici, 500 ortodoxi. Deci stai și te agrești numai pe Sândorene și pe Verșești am luat 800 de voturi din 1050 de voturi. Deci catolicii m-au votat doar 300 de voturi. Și mai puțin catolici. Câți catolici sunt și câți ortodoxi sunt. Nu așa se pune problema. Ba, da, așa. Hai bine, punctul dumneavoastră vedere, da? Bun. Și vă dau un exemplu, să înțelegeți un lucru. Vorbim de Coma, da? Unde au fost 550 de voturi. Eu la 270, domnul Dumitru Vasile 200. Unde a fost echilibru? De acolo nu a fost. Unde a fost echilibru? Catolicii s-au dus cu ortodoxul. Iar ortodoxii au venit cu catolicii. De ce să nu respecte ortodoxii? Pentru mine ortodoxi în această comună Sândureni sunt la suflet. Eu sunt catolic.
Și vor fi întotdeauna suferi. Că eu am scos, am ieșit primar și am dezvoltat această comună, nu pentru catolici. Catolicii ar fi votat pe Ion, pe Vasile, pe Gheorghe, că avea 8 clase. Iar ortodoxii au votat un profesor la primărie. Țineți minte ce vă spun eu. Deci ortodoxii au votat un om pregătit la primărie, nu catolicii. Catolici la Coman, al doilea mandat și al treia, dar primul mandat Zine Anton. Egal cu Dumitru Vasile. Diferența au făcut-o Sandureniu și Verșeștiu. Alte întrebări și primul să spună cadou minte de încheiat, alte nume. Eu mulțumesc foarte mult, domnul secretar, că ați făcut sfârșit de ani și filmează. Vreau să spun că eu am un secretar, chiar azi dimineață i-am spus, domnul, nu-mi dau pentru 10 secretari. La început, greu. Și se spune așa, ci că omul prost nu se schimbă, omul deștept se schimbă. Domnul secretar a dat o vară de un om deștept. Și atunci ce a zis? Băi, trebuie să merg după primar, primarul după secretar, să ne dăm unul după altul, să mergem să dezvoltăm această comună. Deci a venit din concediu, a venit sâmbătă, duminica, pentru aceste puncte, pentru puncte, e doar atât îi spun, punctual, punctual, punctual. Înainte vinea și mă mai stresa. Acum nu mai vine să mai streseze, nu citesc niciodată aceste ordine de zi, că eu știu pe de rost, eu știu pe de rost, toate, dar secretarul mi le face pe toate. Mulțumesc, doamne contabil. Doamne, am o contabilă nouă, dar nu o dau pentru 20 de contabili. A venit și sâmbătă, și duminică, nu mai am nicio factură. Mulțumesc, doamne Iocoreta, care toată ziua la Bacău, cu avize, cu tot. Mulțumesc tuturor angajaților primă Sandoi. Am cei mai buni angajați. Cei mai buni angajați. Suntem puțini, 16, am cei mai buni angajați pentru că avem foarte multe proiecte. Nu multe, foarte multe proiecte. Chiar acum a venit doamna Margareta Clipa și mi-a făcut o observație. Și eu, vedeți, eu spun și observații pe care mi le fac bani. Da, eu recunosc. A spus așa, domn primar, am înțeles că aveți o comună și cine-i spusese fetele pe aici, aveți și gaze, și canalizare, și băgați și apă, și școli, și grădinițe, și tot. Dar grădinița, școala asta, primăria asta e cam urâtă. Schimbați tot în ea. Da, recunosc că e urâtă. Dar nu pot să bag 3 miliarde pe primărie, când eu cu 3 miliarde facem altceva. Adică, cum mai spuneți, bag și 3 miliarde în primăria asta să-mi... Dar dacă putem să mai stăm așa, stăm așa. Și mulțumesc la aparatul primăriei. Atât de multe proiecte, că și eu sunt acum la sfârșit de an, nu bucuros. Foarte, foarte bucuros. Și pentru că nu aș fi putut să le fac singur. Uitați-vă, domnul secretar. Acum am avut concesionarea de gaze. Am făcut toate documentele, nu mai întreb nimic, știu că-ți face treaba. Totdeauna vineam și mă duceam, faceți aia. Nu mai există. Absolut nimic nu-i spun. Își face el treaba singur. Se duce, se rezolvă, se duce la Nicoleta. Eu doar îi spun. Și vă dau un exemplu, da? Ați trimis protocolul la Rimes? Astăzi. L-a trimis. Doar atât i-a zis. Trimiteți, modificați protocolul și trimiteți la Rimes. Și-a făcut treaba. Nu atât i-am spus de dimineață. E o chestiune acolo, mă rog. Și eu sunt foarte mulțumit de angajații primării Sandoi. El, cred că suntem singura comună din România, când angajații primării stau până la 6 seara. Ca să dăm bani la oameni. Pentru că mâine la ora 9 eu trebuie să fiu cu banii înapoi la aia, eu nu o să țin banii. Și s-a anunțat toată comuna. Cine n-a venit? N-a venit! Sunt, eu știu, vreo 50 de inși. Acum nu pot să țin banii pentru 50 de inși până la sfârșit. Nu pot. Ați venit, n-a venit. Da. Ce să vă mai spun? S-au terminat, au luat avizul de adunări naționale, s-o scurt. Doar trebuie să depun documentele pentru bașamente, pentru autorizații. Anul viitor vor fi nu multe investiții, foarte multe investiții. Branșamentele, 1500-1300 de branșamente și racorduri gratuite, drumul de la Stufu, drumul de la Mateiesă, de-a Dumnezeu să ne aprobă, dar eu și să ne subvenționeze, că există contractul de aia. Avem un drum la Verșești, dar drumul la Verșești îl facem mai spre sfârșit, țin acum să precizez. Să termină lucrările astea și da, este timp și spre sfârșitul anului, în iulie-august. Adică să pot să jonglez banii. Întotdeauna de ce m-a des? Am jucat, jongla banii. Societățile le plătesc din buget și primul reîntregesc bugetul. Și în august, ați văzut, imediat, în două luni zile, se poate face un drum. Mi s-a mărit contractul de finanțare cu 10 miliarde. Cred că o să fac și Bâzureștiul. Ia, Antoane, cred că o să fac și Bâzureștiul.
Adică terminăm terenul de fotbal, terminăm grădinița, apa e gata, canalizarea e gata. Anul viitor, nu, sunt sigur că nu o să se înceapă gaze. Și nu o să fie din vina mea, nu, o să fie foarte multe, sunt 18 avize de obținut. Adică o să spuneți, domnule, nu începeți gazul, că așa faceți dumneavoastră pe miliști. Că nu începe gaze. Vino la mine și obține tu 18 avize. Du-te tu la 18 instituții de stat să obții avize. Du-te la Duma Națională și să vorbești față de 12 inși, să precizezi din punct de vedere tehnic modul de amplasament al conductelor de gaze. Nu pot să mă duc acolo. Acum trebuie să vorbesc doar tehnic. Și țin minte când am fost la apă și la apă sau la canalizare, era un domn jurist. Dar m-am dus și am învățat. Și îmi spune domnul jurist. Și era cu proiectantul, cu domnul pe jur de mine. Și îmi spune, domnul proiectant, dar cine sunteți dumneavoastră? Cu ea, acum nu mă duc să mă prezint. M-am dus și eu cu domnul pe el. Sunt primarul comunei și mă întreabă, domnul primar, dar de unde ați învățat noțiunile astea? Am învățat de pe card, zic eu. Dar cine vorbește proiectantul? Deci eu am convins pe jurist, că dacă nu era juristul, nu mi-ar fi aprobat atunci avizele de branșament, sau ce era avizul, autorizație. Dar eu mulțumesc încă o dată dumneavoastră, mulțumesc tuturor, mai multă prestanță din partea unor persoane. Mai multă prestanță pentru că sunteți consilier local și să nu luați personal această funcție de consilier local. Sunteți consilier local pentru comunitate și sunteți aleși de comunitate și trebuie să fiți în sprijinul comunității. Deci, în primul rând, prestanța este elementul primordial în demnitatea unui om. Indiferent de câtă știință avem noi, cât de mult am învățat, dacă nu ai prestanța în fața cetățeanului, degeaba. Se spune așa, ne ducem în fața cetățeanului cu cinste și cu corectitudine și cu fața ridicată sus, așa, cu pieptul înainte. Nu ne ducem cu minciuni. Ne ducem cu minciuni, pe orice minciună poate fi demontată. Și atunci când acea minciună va fi demontată de un adevăr, cel care a transmis această minciună va fi un om terminat. Acel om nu va mai avea demnitatea să se prezintă în fața omului cu altă minciună. Că va fi linșat dacă se va duce cu altă minciună. Și eu când vorbesc, vorbesc puțin mai așa, mai greu de explicitat, dar dacă înțelegeți, înțelegeți. Spuneți doar adevărul oamenilor. Atât. Suntem o comună, a venit cineva și spun cine, domnul Curtiz Marian, și a spus așa. Alte comune au gaze, alte comune au canalizare, alte comune au apă și canalizare, dar noi vom fi singura comună din toți care vom avea și apă, și gaze, și canalizare. Vom fi singura comună, să dea Dumnezeu, din, poate greșesc, din România, care va avea gaze toți kilometri. Toate sate! Nu cred că mai există în România așa ceva. Ascultați-mă, poate greșesc. Doar o comună, cum e Bălcescu, aproape de oraș, una de la București, care să fie comună. Nu există comune de astea. Da. Mulțumesc frumos, vă doresc sărbători fericite. Domnul Exclusiv TV, mulțumesc frumos! Domnul să vă dea sănătate! Sănătate copiilor! Cei care aveți copii, dă-nu, să te bucuri de copii, că-ți mi-te tine. Domnul, să te bucuri de copii. Declarăm ședința închisă.